Bine v-am regăsit, dragele mele din Zodia Săgetător. Haideți să facem etalarea interactivă ea și el pentru luna februarie, să vedem ce vă așteaptă în luna februarie în dragoste împreună cu partenerul vostru. Țin să precizez că acest video este doar pentru doamne. Haideți să vedem ce vă așteaptă în luna februarie în dragoste pe doamnele din Zodia Săgetător. Haideți să vedem partenerul doamnelor din Zodia. Multe dintre voi veți primi un mesaj de la persoana iubită dacă n-ați mai vorbit de foarte mult timp cu el, chiar o vizită. Deci, partenerul doamnelor din Zodia Săgetător, luna februarie, ce să vă așteptați de la el? Bun, haideți să mai punem câteva cărți. Multe dintre voi aveți de-a face cu o zodie de apă, pești, scorpion sau rac. Partenerul. Wow. Bun, haideți să începem. Voi vorbi prima oară despre cele care sunteți căsătorite. Partenerul vostru oficial. Clar ați fost părăsite pentru altcineva. Și ba mai mult de atâta, mulți dintre voi aveți și un copil, văd o fetiță sau poate fi chiar două, pot fi chiar două fetițe. Rezistați cu greu acestei despărțiri, acestui moment turn. Rezistați cu greu. Deși să știți că vă reveniți foarte bine luna februarie, aveți soarele, o sănătate excelentă veți avea după o suferință destul de lungă. Aveți soluția, dar să știți că cât despre partener, pot să vorbesc despre un bărbat care a vrut în situația care. Mă scuzați. Pentru cele care aveți un bărbat care a plecat de acasă, clar vorbim despre un bărbat care a plecat pentru o ofertă mai bună. Mai exact, a pornit totul de la o aventură cu o femeie dintr-o zodie de, poate fi taur, poate fi berbec, poate fi chiar capricorn. Clar a plecat pentru o aventură, însă nu este prima oară când persoana iubită face acest lucru. Apărându-mi diavolul, poate fi vorba și despre vicii. Persoana noastră iubită are vicii, poate alcool, poate jocuri de noroc, poate pur și simplu patima femeilor, pentru că nu este prima oară când o face. Și mai vorbim despre, în viziunea mea, mai vorbim despre niște lucruri oculte. Dar mai vorbim și despre mama persoanei iubite, care influențează persoana iubită și cineva, femeia asta nu v-a plăcut de la bun început. Bun. Este posibil ca el să fi plecat de acasă sau voi să fi plecat din acea casă. Clar este că această persoană, persoana iubită, este o persoană foarte rea. O persoană foarte egoistă, o persoană care v-a lăsat cu un copilaș sau cu mai mulți copilași, exact când aveați mai mare nevoie de el. Și cumva Dumnezeu, Universul, nu-i ajută acestei persoane, pentru că văd că va pierde o casă sau o situație unde este acolo, se va despărți de persoana cu care este acum, își va pierde stabilitatea, poate că jobul, dacă are un job, va pierde absolut totul. Iar în momentul când se va întâmpla lucrul acela, va veni cu coada între picioare la voi. Dar voi, soluția voastră este că nu-l mai vreți, nu-l mai primiți înapoi. Pentru că pur și simplu voi munciți din greu ca să aveți grijă de copii și munciți din greu ca să reușiți, ați muncit din greu ca să reușiți să vă reconstruiți viața după ce această persoană v-a luat totul. Bun, dacă vorbim despre un bărbat căsătorit, vorbim despre un bărbat care. Asta e una dintre situații care a făcut un copil și cu voi.
dar care v-a mințit și a ales să rămână cu partenera oficială. Și iar spun, Dumnezeu nu-i ajută, pentru că văd aici că va pierde relația în care este, va pierde stabilitatea, va pierde absolut totul și va încerca, dar pe undeva prin spatele acestui bărbat, să știți că și la prima și la a doua variantă stă o femeie mai în vârstă care tot îl manipulează, tot îl învârte și sunt și lucruri oculte aici. Tot îi dictează ce să facă. O femeie cam interesată de bani. E posibil ca să fie genul de mamă egoistă care preferă să-i controleze viața băiatului și să facă numai ce vrea ea. Bun, și în situația asta va pierde totul și va încerca să vină la voi, dar aveți foarte mare grijă pentru că nu merită primit. Pentru cele care sunteți căsătorite și aveți de-a face cu o relație extraconjugală, să știți că persoana iubită va divorța, va termina acea relație, însă o să aveți, deci clar relația voastră este una de lungă durată, însă o să aveți de furcă cu cineva mai în vârstă din familia lui și mai exact mamă, bunică, mătușă, care face niște lucruri oculte și este o femeie foarte rea, o femeie care nu acceptă relația cu dumneavoastră de nicio formă. Deci o să aveți foarte mari probleme cu această femeie. Chiar dacă voi nu credeți și deși în sinea voastră ați știut că persoana asta va divorța pentru voi, a ținut cu dinții de această relație, chiar dacă nu credeți, lucrul ăsta se va întâmpla și despărțirea se va întâmpla și la voi, pentru că multe dintre voi aveți de-a face cu un partener foarte toxic, cu care a stat doar pentru copii. Veți face pasul să terminați acea relație și să fiți cu persoana cu care vă doriți să fiți. Bun, mai vreau să adaug ceva, mă scuzați. Da, clar, pur și simplu mi-a trecut gândul. Vreau să mai adaug ceva. A, de zodii, mă scuzați, așa. Ca și zodii la persoana iubită, pentru doamnele din zodia săgetător, cu cine aveți de-a face, văd zodia vărsător, văd zodia capricorn, văd zodia săgetător, văd zodia gemeni, pești, văd și rac, leu și balanță. Bun, aceasta a fost etalarea interactivă pentru doamnele din zodia săgetător, ea și el, pentru luna februarie în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.